dragilor, sunt Lucia, sunt profesor de tehnică vocală completă și astăzi o să vă prezint unul dintre partenerii noștri special. Deci un nume special. La un moment dat mă tot întrebam cum să fac eu să introduc tehnica vocală și în Timișoara. Deja erau câteva orașe cu care noi deja lucram împreună și dintr-o dată a ajuns un e-mail la mine care m-a fascinat și a spus da, acum este momentul să mă întâlnesc cu Andreea. Și așa am întâlnit-o pe Andreea, partenera noastră din Timișoara. Andreea, spune-mi tu ce înseamnă pentru tine întâlnirea cu CVT-ul, tehnica asta fantastică pentru care eu în fiecare lună abia aștept să ajung în țară, să lucrez cu voi și nu numai asta, și update-urile alea de care profităm constant împreună. Ce înseamnă pentru tine CVT și ce a însemnat întâlnirea cu mine și implicit cu echipa din care facem parte? Un sincron, o chimie. Energiile se atrag și atunci când îți dorești mai mult, ți se arată mai mult în cale. Și cred că asta a însemnat pentru mine CBT-ul, pe lângă atmosfera grozavă care se întâmplă aici, între noi, între profesorii, dar nu numai, toți cei care intră în contact cu CBT-ul. E un mod de a te exprima, e un mod de a fi până la urmă. Îți lasă personalitatea să iasă în evidență în modul în care îți dorești. Iar pentru mine, care eu am încercat să zic așa mai multe stiluri, dar am trecut și prin mai multe tehnici, a fost singura care m-a convins și care s-a potrivit în a-mi crea eu drumul meu propriu. Tocmai din acest motiv mi-am dorit și mi-a părut bine când ne-ai propus să ducem și în Timișoara, pentru că era mare nevoie. Sunt foarte mulți artiști acolo care își doresc să se exprime și încă nu au uneltele. Să-și depășească barierele mentale. Mai ales că tehnica este bazată pe anatomie, este un fight. Da, este un asta mit, este ceea ce m-a convins pe mine. Faptul că ți se și explică de ce și acele imagini și videoclipuri pe care noi le putem accesa prin CVT și soluțiile care sunt toate tipurile de persoane și toate tipurile de persoane și toate tipurile de personalități și toate tipurile de toate stilurile muzicale. Este fantastic. Și pentru toți cei care își folosesc vocea. Da. Nu e doar pentru cântăreți sau pentru cântăreții profesioniști, este pentru orice, pentru toți cei interesați orice voce. Ține de voce și orice persoană care își dorește să se exprime și să o facă în modul în care simte, e legat foarte mult de simțuri până la urmă, este ceva deschis. Eu îți mulțumesc că faci parte din echipa noastră. Eu îți mulțumesc. Și împreună o să... Da, schimbăm. Și vă așteptăm în 20 și 21 iulie la workshop în Timișoara să ne cunoaștem și să o cunoașteți și pe Lucia, nu trebuie să ratați asta. Și eu abia aștept. Mersi. Eu mulțumesc.